poate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. 3200 de euro în această dimineață. Banii merg la Mihnea din București dacă ne răspunde corect la una, două, trei, poate patru întrebări. Bună dimineața, Mihnea! Salut, Mihnea! Bună dimineața, bună dimineața, salut! Bine venit, am mai fost în direct cu noi? Nu, în direct nu, am fost sunat odată și din păcate n-am putut să răspund la telefon mai de mult. Tot la dublu? Da. Poftim? Tot la dublu sau nimic? Sau cu alt... Tot la dublu ceva? Sau nimic. Mamă, tot la dublu. Și-a venit norocul peste tine astăzi. Da. S-a întors. Bine, acum norocul și-l mai face și omul cu mâna. Categoric, da. Dar ce făceai atunci când te-am sunat și n-ai răspuns? Nu poți zic? Nu am putut să răspund. Am înțeles. Bine, cu ce te ocupi, Mihnea? Lucrez într-o multinațională. Ok. Dar fiind în București, erau 9 șanse din 10. Deci, și ești vecin cu noi în Pipera. Nu chiar. Nu în domeniul IT, și nu în alt domeniu. Am înțeles. Bine, mai să știi că noi în Pipera aici n-avem numai IT. Mai avem și consultanți, mai avem și, da, contabili internaționali. De-astea. Da, nu. Okay, nu bine. În domeniul ăsta. Da, mai stai. Bine, Mihne. E mister. Altfel? Da. Acum ești, lucrezi de acasă? Nu, sunt în birou. Nu prea am lucrat de acasă în perioada pandemiei pentru că trebuia să duc și copilul la școală. Mm-hmm. Nu e foarte serios. Ia zi, Mihne, ești contabil ceva? Nu, nici pe departe. Nu la mine. N-am nicio legătură cu domeniul. Colegi ai pe lângă tine? Nu. E o multinațională... E o multinațională cu Mihnea singur în clădire. Da. Mihnea, ești proprietarul clădirii și ai închis-o astăzi? N-ar fi fost o chestie rea astăzi, deloc. Dar, din păcate, nu. Nu, noi lucrăm cam un sfert lucrăm în birou, restul lucrează într-adevăr de acasă. Bine. Mihnea, plecăm de la 400 de euro astăzi, răspunzi în 6 secunde și te hotărăști după aia ce faci, da? Da. Mult succes. Mulțumesc. 400 de euro. Dacă nu știam cum te cheamă, Mihnea, aș fi zis că ești cel mai misterios concurent din istoria concursului dublu sau nimic. Spuneți-mi domnul M. Da. Da. În fine. Nu, stai liniștit, adică nu. E okay. Nu te preocupa. Mihnea, pentru 400 de euro astăzi e o întrebare foarte simplă din actualitate. Cum o cheamă pe contracandidata lui Emmanuel Macron în turul al doilea al alegerilor prezidențiale actuale din Franța? Le Pen. Cum? Le Pen. Le Pen. Marine Le Pen. Jean. Da, prima oară. A zis Le Pen. Le Pen. Nu, a zis Le Pen. Dar am înțeles că a zis M. Le Pen. Nu, Marine Le Pen, da. Ok. Marina, bine. E. A zis bine, într-o. Da, măi, da. Prima oară am avut senzația că i-a spus doar inițiala, M. Le Pen. De asta am întrebat cum. Deci pe tăticul... Nu, inițial am zis Le Pen și pe urmă am zis Marine Le Pen. Gata. Bravo, Mihnea. Nu, problema e la Luca, Mihnea, nu-ți fă grijă. Bă, tasul nu-l chema Jean-Marie? Ba da, înțelegeam. Bă, cum e limba asta franceză. Multă fantezie la tăticul. Exact. Deci, pe mine mă cheamă... Maria. Jean-Marie. Și cum îi spune? Jean-Marie. Da, franțuzește. Da, la feminin. Pe asta. Da. 400 de euro banii lui Mihnea deocamdată. Da, tata Maria, fata Marin. Da, și... Cum ar veni? A luat partidul și face practic același lucru. E ziua cârtiței de-a cu schimbare de sex. Mă rog. În fine, să fie la ei acolo. Mihnea, mergi la 800? Mergem. Nu, că Mihnea e hotărât, adică... 800 de euro. Vezi că o să fie greu cu concurentul misterios azi. Nu, o să fie simplu. Dacă o duce tot așa, câștigă repede. Mihnea, ai fost atent, că am zis mai devreme, din ce domeniu e a doua întrebare? Da, literatură. Uh-huh. Deci clar, nu avem cum să-l încurcăm. Da, nu... La asta răspunde, adică n-am nicio emoție. A revăzut acum toată materia repede în câteva minute? Nu. Nu vă faceți emoții. Ajungem mai departe. Hai să vedem. Pentru 800 de euro, Mihnea, cine a scris celebrul roman Bătrânul și Marea? Hemingway. Trebuie să întrebi tu, Luca, unde l-a scris, în ce
Zile? În Cuba. În Cuba era când l-a scris. Ezi, și dacă îmi zici și în ce bar stătea el prin Cuba? E, asta nu știu să spun. Ai văzut? Am vrut să pun întrebarea asta. Da. Ai băut daiquiri? Da. Nu e cine știe ce e acolo. E local turistic, na. Dar localul altfel arată foarte, e foarte bine conservat și e încărcat așa de istorie. Se cheamă Bodeghita del Medio. Și a adus 800 de euro Ernest Hemingway în dimineața asta pentru Mihnea. Bravo, domnul Mihnea. Mr. M, 800 de euro. Opțiunile tale în momentul ăsta sunt să te oprești sau să mergi mai departe pentru 1600 de euro. Ce am avut și ce am pierdut, mergem mai departe. Cât de tare, Mihnea! Bravo, Mihnea! 1600 de euro. Avem noi emoții acum. Ia bănuții, fii atent. 1600 de euro. Ce îmi plac jocurile astea. Ce joc? Ăsta în care merge până la capăt, da, eu. Da. Ce joc? Păi Luca, să-ți explicăm, fii atent. Da. Măi, Mihnea, ai primit și un mesaj de încurajare chiar în momentul ăsta, scrie aici la mine pe tabletă. Haide, Mihnea, ia-le banii! Dar de ce să le ia banii? Ceea ce-ți dorim din tot sufletul. Întrebarea a treia pentru 1600 de euro este următoarea. Cum se numește proteina care intră în structura unghiilor, părului, coarnelor sau a copitelor? Keratina. Băi, hai mă, lasă-mă în pare. Sunt medic. Îmi pare rău. E medic! Bine, Mihnea! 1600! Domnul doctor, să trăiți! Aveți 1600 de euro. Măi, Mihnea. Da. Keratina. Păi și ce, explică-ne și nouă repede conceptul de medic corporatist. N-ai și industria farmaceutică. Ah, ok. Poftim. Da, n-ai și tu aici în clădire? Păi, dar nu se consideră, dacă e clinică, nu spun că-s corporatiști. E, nu. Crezi? Păi e și cu substanțe, mă înțelegi? Da. Da, cu substanțe. Cu substanțe. Dar nu de mamă, care mamă, dar ce te-am nimerit? Keratina asta ar fi pus probleme foarte multor oameni, mai puțin celor atenți la reclamele la șampon. Și care și-au pus și problema, dar ce-o fi keratina aia din șampon? Da, Mihnea are părul lung și de asta, cred că de acolo știi. Nu, deloc. A, nu? Așadar, Mihnea, ai 1600 de euro, poți să mergi la 3200 de euro cu răspuns fix la întrebare sau ai variante ajutătoare 4 la număr în condițiile în care ne lași și a zi maestre, negociază tu că eu nu mă fac. 1600 de euro ai acum, îți luăm noi 200, ajungi la 1400 cum ar veni, dublezi suma asta și poți câștiga 2800 de euro. Cu deci 4 variante de răspuns. Ai de ales între 3200, jocul normal, sau 2800 și sunt 4 variante din care doar una e corectă. Ok, mergem cu varianta ajutătoare atunci. Nu vreau să risc foarte tare. O plăcere ajutătoare. Știi că care e șmecheria cu variantele ajutătoare? Îți dă și timp să te gândești. Da. Adică e șmecherie. Și plus de asta e oricum 25% șanse de câștig din start. Ar trebui să le luăm mai mulți bani. Îmi pare și rău. Și eu zic că e cam puțin. Am o veste pentru voi. O să ne ia Mihnea mulți bani astăzi. Și eu cred. O să vedeți. Mihnea! Da. 2800 de euro. N-avem înregistrare cu suma asta, dar asta o lucrează manual, George. Mihnea! Pentru premiul ăsta mare, cel mai mare al ediției, spune-ne cum se mai numește țara din sud-estul Asiei, cunoscută sub denumirea românească de Birmania. A. Taiwan. Myanmar. Dar dă-i semnalul. Mai zi o dată. Da. Mai erau variantele Thailanda și Laos. Da. Băi, ce să mai... Băi, mergem acasă sau? Mi-a făcut de râs. Da. Hai, da. Împachetați. Mihnea. Bravo, Mihnea! 2800 de euro! Felicitări! Mulțumesc! Ai fost bine, senzațional! Prieten. Vă așteptam să te bucuri un pic! Se bucură foarte tare, îl simt. Să mă bucur că de mult încercam să ajung la voi să vorbesc cu voi. A răgușit instant. Bravo, Mihnea, câți ani ai? 51. Mulți înainte. Oameni serioși, mulțumesc, mă, generația. Mulțumesc, la fel. Bravo. Bravo, felicitări. Ce te gândești să faci cu banii așa, la cald?
vacanță. Probabil că o să-i adun pentru vacanță. Foarte bine. Perfect. Bine. O vacanță în Asia. În plan. Felicitări încă o dată. Domnul Petreanu, sper să ne întâlnim din nou pe cum ne-am întâlnit acum 2 ani în piațetă la Salonic. Ce vremuri! Îți mai aduce aminte ceva că te simți pierdut. Nu, dar o să mă mai gândesc acum. Mai dai un detaliu. În piața de flori, la restaurantul cu, mă rog, care era singurul deschis și era o domnișoară care vorbea în românește la telefon. Da, mi-am adus aminte. Doamne, ce mică e lumea. Sunteți nemuri. Am intrat eu, mai intrăm în vorbă. Oamenii intră în vorbă, da. Bravo, Mihnea. N-a fost grozav restaurantul ăla, dar întâlnirea a fost mișto. Cuplu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.